O salut pe colega noastră, până la urmă, Rodica Macadrai, specialist în marketing și vânzări directe, să română. Bună seara, bună seara, domnul Moraru. Sunteți cea care ne-a ajutat să facem acea emisiune între marinarul salvat din Thailanda, era el? Sau din Hong Kong. Hong Kong, am zis eu bine, din Hong Kong. Salvat din Hong Kong de marinari români și ați reușit să-i puneți împreună după 20 de ani o emisiune emoționantă. Mulțumim! Herbalife TV, televiziunea celor energici și tineri și sănătoși. Mă auziți? Mă recepționați? Ok, bun. Vreau să știți că această chestie cu televiziunea este pur și simplu un virus, știți? Odată ce am fost la interviu ăla, m-am simțit atât de bine încât mi-a mai pus un vis la mine pe lista de vise și am zis că vreau și eu măcar o dată să iau un interviu la cineva. Și de data aceasta am inversat rolurile. Și cel pe care îl chestionez este tocmai domnul Moraru, care a avut curajul să mă invite pe mine în studio și o oră întreagă să mă tragă de limbă în ceea ce privește industria noastră. Domnul Moraru, microfonul la dumneavoastră. Așezați ca să se vadă interviul televizat și domnul Moraru, știu că atunci când m-ați intervievat înainte de interviu și după, mi-ați spus, chiar credem noi că putem în această țară în care nu sunt bani, în care oamenii sunt recalcitranți și sunt se alimentează nesănătos și se țin de mâncărurile tradiționale să schimbăm ceva? Și am o întrebare în cadrul interviului meu, primul interviu televizat pe care îl susțin, sunt și eu ucenic ziarist astăzi, ce părere aveți dacă cu așa o echipă pe care o avem aici, da, avem vreo șansă să facem această schimbare? Nu puneți presiune pe răspuns. Rodica, am foarte mulți prieteni aici în sală. Mă bucur că am întâlnit prieteni vechi de o viață, aș putea spune. O salut și pe Pușa Halbert. Să fiți iubiți. Sunteți niște oameni deosebiți. Și dacă atunci nu știam mai nimic, de-aia pun întrebări tâmpite, că nu știu nimic. Astăzi pot spune că am învățat foarte multe despre voi și că noi semănăm. Voi ca echipă și eu ca personaj, ca persoană, semănăm foarte mult. Știți de ce? Pentru că am muncit al dracului de mult toată viața. Am muncit de mi-a ieșit pe nas. Doar că astăzi am aflat o veste senzațională, de fapt chiar două, că voi fi irezistibil în curând și am învățat de la Mark Hughes și doi, că aia 20 de ani în care am muncit ca un sclav s-au dus. Urmează 20 de ani excepționali. Și dacă e să răspund la întrebarea ta, de foarte tânăr ziarist, cu șacal ca mine, trebuie întrebări mai perșive, așa, mai subtile. Dar tu ești un om bun pentru că ceea ce spunea Paco mai devreme, să știți ceva. Eu vin tot dintr-un cartier, sărăcuț așa, și recunoști oamenii autentici. Să știți că Paco, eu de multe ori am crezut acum 10-15 ani că astea sunt formule de marketing. Stand-up comedy, distrăm lumea, spunem lucruri pe care oamenii vor să le audă. Nu, Paco n-a spus lucruri pe care voi vreți să le auziți. Paco a spus despre viața lui. El a spus despre Mark Hughes și el a spus ce înseamnă să începi să fii antreprenor. Ceea ce înseamnă că o iei tot timpul de la zero, pentru că nu e doar o dată de la zero. Și ce spunea Paco astăzi m-a făcut să fac parte din echipa voastră, pentru că am trecut prin foarte multe lucruri. Și voi știți foarte bine cât de rău e să începi de fiecare dată de la zero. Eu am început-o de vreo 5 ori și știți ce e curios? Munceam ca un sclav de la 20 de ani, eu de la 19 ani am firmă. N-am muncit la stat, dau de la 19 ani salarii, munceam ca un sclav și culmea, toți râdeau de mine. Zic, păi ce era? Toți spuneau, ba, râdeau de mine, ba, spuneau că sunt loser.
Zic, de ce loser, frate? Păi ești loser, te-ai angajat reporter la televiziune, deși eu eram patron. Păi zic, da, și ce, nu pot să fiu și reporter? Ești un loser. Unde, la ce departament? Păi zic, la crime, omucideri, așa încep ca ziarist. Ești un loser. În fine, de fiecare dată când o luam de la capăt și astăzi am ajuns să fiu mare mogul de televiziune, să am televiziunea mea și eu să fiu șeful meu, ce spunea Paco, eu sunt șeful meu, îmi iau vacanță de câte ori vreau eu, nu-mi spune nimeni ce să fac și mă pot uita în ochii fiecare dintre dumneavoastră pentru că nu fac mizerii. Îmi fac datoria și față de presă și față de voi. Deci, vreau să vă spun să nu vă pese că râd oamenii de voi și să nu vă pese de fiecare dată când vi se spune că ați pierdut. Pentru că ce am văzut astăzi și ce am văzut de-a lungul timpului cu prietenii Herbalife, nu, aici nu poți să pierzi. Aici nu pot fi decât învingător. Da, veți schimba lumea și veți spune acest adevăr, pentru că asta mă bucură. Nu înseamnă doar produs. Trebuie să punem și ceva mișcare și corazon, cum spunea Paco. Deci Herbalife, dacă are mișcare, are produs și are corazon, schimbați lumea, să fiți iubiți, să mă luați și pe mine cu voi. Mulțumim foarte mult! Ziariștii, sunteți paza noastră și ochii noștri în societate, pentru ca lucrurile proaste să nu rămână nedezvăluite. Cât timp dumneavoastră sunteți nașul la cele rele în societate, noi vă promitem că distribuitorii Herbalei vor fi nașul la toate deprinderile nesănătoase, la tot pesimismul și lipsa de perspectivă care este în această țară. Așa e sau nu e? Bravo!